Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Eu sunt Albert Vrăbiuță și vă invit să urmărim împreună povestea lui Adrian Ștefan, un puști pe care l-am descoperit prin intermediul comunității de pe Instagram și care, la doar 17 ani, a decis să-și dedice timpul liber modificării unei Dacia 1310 așa cum a putut. Până una alta, dacă vreți să fiți la curent cu clipurile noi pe care le postez, nu uitați să dați subscribe și să activați notificările. Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Mai bine zis, la mulți ani, că e prima oară când ne vedem pe anul ăsta. Alături de mine am un tânăr din Brăila, care are o Dacia 1310 tunată și el o să ne povestească mai multe despre ce avem noi aici și voi o să vedeți cadrele în momentele următoare. Salutare, Adrian! Salut! Pare bine să te cunosc. Și mie. Spune-mi puțin câte ceva despre tine. Păi am 17 ani, sunt din Brăila, okay. Învăț la liceul Salini, profil de electronic și automatizări. Bun, spune-mi te rog frumos cum a pornit toată pasiunea asta pentru Dacia, pentru că la 17 ani foarte mulți prieteni de-ai tăi probabil că n-au asemenea pasiuni. Da, păi totul a început așa. Când eram mic, taică-mi-a avut o Dacie, CN3, albastru și de mic, nu știu, mi-a plăcut în sine mașina și astea, plus că mai aveam un vecin care o avea modificată și astea și în timp am apucat și eu asta din urmă. Ok, deci practic tu ai crescut cu Dacia. Da. Am înțeles. Păi și spune-mi, te rog frumos, ce știi despre Dacia pe care o ai în prezent? Știi ceva despre istoria ei? Despre istorie nu știu absolut nimic. Știu doar de când am luat-o, adică ce mi-a spus omul că a făcut cu ea. A fost mașina cumpărată de el, nouă, făcută la comandă, a așteptat 2 ani până a ajuns. Nu știu pentru ce a fost făcută, din câte am înțeles, mașina era pentru export și nu a mai putut fi trimisă și a cumpărat-o el sau ceva de genul. Și după ce a cumpărat-o dânsul, a ținut-o până acum un an, aproximativ, nici un an. Și după aceea știu mâinile mele. Bun, ce model este, în ce an a fost fabricată și ce e sub capot în momentul de față? Deci este un 1310, 4 faruri, mască subțire. Motorul este de 1.6 de Nova, injecție. Ce mai zis? Deci ai zis că are motor de 1.6 injecție de Nova. De Dacia Supernova sau nu, de Nova simplă. Nova simplă. Am înțeles din discuția pe care am avut-o înainte să pornim cablurile de luat vederi că tu lucrezi împreună cu niște prieteni la mașina asta. Da. Spune-ne un pic cum se întâmplă toată treaba asta. Păi când nu avem ce face sau e timpul frumos afară, mai facem câte una, câte alta, o mai aranjăm așa puțin, o mai bibilim. Ce ar putea face orice om cu mașina lui. Plus că nici nu avem ce face și asta, mai ales și cu carantina sau oarecum cu gripa. Ne-am mai ocupat așa, puțin câte puțin de ea. Ați reușit să faceți ceva concret în perioada asta la ea? Da. Adică au fost câteva modificări serioase. Cum ar fi? Trecerea de 4x100 la roți, okay. Discuri ventilate, tambur de solență pe spate, motorul, am trecut de la cutie în 4 trepte la cutie în 5, instalația electrică schimbată toată din cap în coadă. Și asta făcută doar de tine și de prietenii tăi? Da. Voi aveți vreo pregătire în domeniu? Nu. Bine, nu este chiar doar de mine și de ei, am fost la cineva la București și ne-a ajutat acolo. Am înțeles. Foarte tare. Păi și care sunt planurile de viitor pentru ea? Ce modificări mai vreți să-i mai aduceți? Ce schimbări vreți să-i faceți? Păi, în principal aș vrea să o fac întâi la tablă, adică tinichigerie și după vopsit și posibil la anul un motor mai puternic. La ce te-ai gândit mai exact? Un 8-16 valve de Renault 19 sau, dacă o fi cazul, un
un 8 turbo, să zicem, dar nu prea cred. Ce părere au părinții tăi despre toată pasiunea asta a ta, având în vedere că n-ai 17 ani, nici măcar n-ai permis în momentul de față? Părinții mei mă susțin în chestia asta, adică nu mi-au spus niciodată, lasă mașina că e veche, că e asta. M-au susținut mereu în ceea ce fac și sunt mândru de chestia asta. Foarte frumos, foarte frumos. Ok, eu am o întrebare pe care o pun tuturor celor pe care i-am invitați în emisiune, să spunem emisiune, și anume, dacă există vreun miros la Dacia care e, nu știu, ți-e trezește instant, adică plăcerea asta de a te afla în ea sau de a lucra la ea sau... Mirosul de benzină. Asta e sigur la orice Dacia. Am înțeles. Bun, atunci spune-mi, te rog frumos, cam care e ritualul ei de întreținere? E cam simplu așa. Spre exemplu, o mai dau din când în când cu ceară. Ok. Că este cam mătuită, dacă nu o dau, e vopseaua e originală și mai lucește așa. Pe interior pun frumos aspiratorul în ea, o ceară pentru bord, pentru scaune, fețele de ochi le șterg, le curăț frumos, geamurile și cam asta e. Apropo de interior, am văzut că ai niște ceasuri acolo la bord. Da, da, da. Care e povestea lor? Deci ceasul de jos, da, este de turație, turometru. Ok. Cel din mijloc temperatura la apă și cel de sus presiune la ulei. Ah, în regulă. Și voi le-ați montat sau împreună? Da, 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 noi. Ah, foarte mișto, foarte mișto. De asemenea, am mai văzut o chestie care mi se pare specifică, pentru că și eu, deși n-am carnet, în liceu aveam prieteni care aveau mașini și nu lipsea tunul de bași din portbagaj. Lucru pe care l-am observat și la tine în mașină. Bun. Acum eu o să te întreb... Cât de costisitoare este pasiunea asta pentru un tânăr de 17 ani? Nu este chiar foarte costisitoare, dar în mare parte este destul de greu, să zicem așa, să întreții o mașină, adică în corpurile noastre, adică fiind minori, pe banii părinților, e altceva. Nu putem fi angajați undeva sau chestii de genul. Și asta e toată șmecheria, adică mai greu cu bănuții, adunați ușor, ușor, câteva modificări se fac. Bun, crezi că odată ce o să ai posibilitatea să ai propriul tău venit, o să vrei să treci de la o singură Dacia la două sau la trei sau vrei un model mai performant? M-am gândit la asta și am vrut, dacă mai luam încă o Dacia, pe asta vreau să o las clasică, cât mai clasică, adică motor de Dacia, chiar dacă nu era original. Și asta, dar în mare parte, să fie interior-exterior cât mai clasic. Și dacă am luat alta, vreau să-i pun un motor mai puternic, ceva, pasaje de Golf 2, jante cu buză, suspensii mai tare, mai modificări maxime pentru o Dacia. Ok, deci practic, în viziunea ta, ideal ar fi să ai un cadru de Dacia, dar care dedesubt să ascundă foarte multă putere. Da, exact. Ceea ce mi se pare fascinant, pentru că nu te-ai dus în direcția de a avea direct o mașină care poate e mai performantă din fabrică, nu știu, un Golf sau ceva de genul. Da. Bun, atunci spune-mi, te rog frumos, pentru că e un lucru pe care l-am întâlnit la majoritatea posesorilor de Dacia, și anume, dacă ai un nume pe care l-ai dat mașinii tale. Eu sincer nu i-am dat niciun nume. Părinții mei au zis Fantomă, că e neagră, și când am luat mașina prima seară, eram toți, ne uitam la ea și au pornit ștergătoarele singure, adică nu s-a atins nimeni de ea. Și de atunci i-a venit numele ăsta. Foarte drăguț, foarte drăguț. Deși știu că o ai de foarte puțin timp, spune-mi, te rog frumos, dacă ai avut vreo peripeție așa cu ea. O peripeție așa ar fi, dar e cam greu de spus. Am înțeles, bine, nu o să insist pe treaba asta. O singură întrebare mai am pentru tine. Dacă ar fi să renunți la Dacia asta, ai fi dispus să o faci? Și dacă da, crezi că există un preț care te-ar convinge să faci asta? Dispus în momentul ăsta nu aș fi să o vând. Chiar, adică vreo 3-4 ani aș vrea să rămână la mine mașina, să o aduc în stadiul
pe care aș vrea eu să ajung acum în momentul ăla, nu momentan. Și nu știu, la o sumă așa chiar nu m-am gândit, dar în momentul ăsta, nu știu, să zic, în jur de 1000 de euro, să zic. Cu toate investițiile pe care le-am făcut și toate astea, cam jur de banii. Am înțeles. Cam acolo o estimezi tu ca preț. Da. Am înțeles. Păi ce să zic, eu îți doresc mult succes în demersul tău. Mulțumesc. Sper frumos să ne vedem și odată ce ai luat carnetul și poate mai facem un episod în care facem un update la ce ai mai făcut la nata ta mașină. Îți doresc multă baftă pe viitor și dacă aveți întrebări despre Dacia pe care o vedeți acum în imagini sau dacă vreți să vorbiți cu Adrian, lăsați un link în comentarii sau întrebările și noi încercăm să vă răspundem acolo cât de repede putem. Mersi frumos, Adrian. Toate salut. Cele bune. Mulțumesc frumos. Salut.